În audiență la Dumnezeu. Hristos a realizat răscumpărarea noastră în mod plenar cu 2000 de ani în urmă. Este o lucrare deja încheiată și perfectă. Dar desăvârșirea noastră practică implică încă multe alte resurse și eforturi. Printre acestea se numără și rugăciunea. Nu doar rugăciunea noastră, ci și mijlocirea lui Hristos înaintea Tatălui Ceresc. A elimina rugăciunea din viața unui credincios este ca și cum ai încerca să elimini apa din procesul de dezvoltare fiziologică. Este imposibil să fii un bun creștin fără rugăciune. Iar cei care susțin că se descurcă și fără ea, se înșală amarnic. Astăzi vom vorbi despre indispensabilitatea rugăciunii în devenirea noastră duhovnicească. La microfon îl avem ca invitat pe fratele păstor Nicu Giantă, totodată cadru didactic. Vă spunem un bun venit la această emisiune. Vă mulțumesc și eu. Salut ascultătorii dumneavoastră! Sunt Daniel Rigoriciuc, realizatorul emisiunii. Vă salut și eu pe toți cei care vă găsiți pe recepție. Vă doresc o audiție cât mai profitabilă, lucru posibil și datorită contribuției substanțiale a colegului meu de la Departamentul Tehnic, Florin Milici, căruia îi mulțumesc în avans. Rugăciunea reprezintă un imperativ pentru viața creștină. Dar care ar fi oare rațiunea pentru care rugăciunea ne este aproape poruncită de Dumnezeu. Noi știm că întotdeauna Dumnezeu are niște motivații puternice pentru care ne cere să prestăm anumite lucruri, altfel ni le-ar cere. Este ceva în natura lui Dumnezeu care determină în dreptul nostru această acțiune de a rosti rugăciuni? Rugăciunea este starea de vorbă cu Dumnezeu este comunicarea cu Dumnezeu. Noi suntem oameni și între noi comunicăm prin cuvinte. Și cu Dumnezeu nu putem să spunem că am comunicat în alt fel decât prin rugăciune. Este comunicarea aceasta echivalentă între un soț și o soție și eu nu cred că o căsătorie poate să fie perfectă atunci când cei doi nu comunică rugăciunea este comunicarea între mine și el și atunci Dumnezeu îmi vorbește mie. Mi-a plăcut o expresie pe care a adus-o Kierkegaard. A spus că înainte de a mă ruga mai profund, credeam că în rugăciune eu îi vorbesc lui Dumnezeu. Dar după ce m-am rugat mai profund, mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu îmi vorbește mie. Și este într-adevăr rugăciunea un imperativ, este o poruncă. Domnul Iisus a spus rugați-vă neîncetat, adică cum să mă rog neîncetat? Cum am putea să ne rugăm neîncetat? Ce stăm numai în rugăciune? Dar Domnul prin imperativul acesta spune rugați-vă neîncetat, adică stați de vorbă continuu cu mine. Pentru că stând de vorbă cu, continuu cu mine, evident că veți avea răspunsuri din partea mea. Fratele Laurentiu spune un lucru extraordinar, are o carte, apropo, care domină peste secole și sunt câteva cărți și imitanti Ocristi și alții care, de secole, cărțile astea, noi ne ghidăm după ele, sunt foarte profunde. Fratele Laurentiu spune, Timpul când am treabă nu diferă de cel de rugăciune, chiar și în bucătărie în zângănitul vaselor, în timp ce ceilalți vorbesc, eu îl am pe Dumnezeu în suflet, în liniște și mă simt de parcă aș fi pe genuit la Sfânta Binecuvântare. Deci problema aceasta de a te ruga continuu, putem să ne rugăm și în mașină, și în mol, și oriunde. Și ne putem gândi la anumite aspecte din viața noastră și trebuie să-l aducem înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun sincer cu ce mă confrunt eu în ultima vreme. Spunea Martin Luther și când am citit prima dată în urmă cu câteva, poate 20 de ani, când am citit prima dată acest aspect, a spus, sunt atât de ocupat astăzi încât îmi trebuie 3 ore să mă rog. Și am zis, ce-o fi vrut să spună? Și îmi dau seama dimineața când mă rog și plec la serviciu împreună cu fata mea cea mică, ne rugăm pe drum, dacă merg cu mașina la serviciu, fac 20 de minute dacă merg la biserici duminica și fac chiar și o oră jumate, o oră jumate ne rugăm în continuu în mașină și mi-am mi dat seama că am atât de mulți prieteni, sunt atât de multe probleme încât pur și simplu eu niciodată n-am timp să mă rog să spun, domnule, am plecat acum mulțumit de la această rugăciune. Și ca să ne întoarcem puțin, rugăciunea aceasta este dorită de Dumnezeu, de a sta El de vorbă cu noi. Pentru că Dumnezeu asta și-a dorit. Când a venit în lumea noastră prin Domnul Isus, de fapt Dumnezeu a vrut să, să stea de vorbă cu noi. Și cred că în starea aceasta de comunicare, vorbind atât cât te rogi, atât de mare este Dumnezeul tău. Și atât cât timp stai în rugăciune, atât poți să afli și răspunsul din partea lui Dumnezeu. Spunea George Washington și eu o să adaptez puțin, el a spus așa, este imposibil să guvernezi lumea fără Biblie sau fără Dumnezeu. Dar eu, Nicu Giantă, spun, este imposibil să fii creștin fără să te rogi. Eu nu înțeleg oamenii care spun că sunt creștini și nu se roagă. Sunt, România este o țară cu 98% creștini și la rugăciune cred că nici 5% nu sunt practicanti, iar bisericile noastre e a o mulțime de, de creștini pentru care rugăciunea n-a mai devenit un imperativ și probabil o să discutăm puțin mai târziu, este ceva ritualic. Ceea ce mă uimește este faptul că un procent foarte mare nu citește nici Biblia și nici nu se roagă. Dacă ne gândim la om, doar omul dintre toate viețuitoarele are în sine adânc să poată tânjirea aceasta după divinitate. Considerați că acel gând al veșniciei despre care vorbea odinioară înțeleptul Solomon ar constitui unul dintre motivele pentru care există în noi această sensibilitate pentru relaționare, pentru comunicare cu Divinitatea? Consider că nu la voi întâmplării a fost pus acest lucru în Biblie și. Omul are nevoie de comunicarea aceasta cu divinitatea, tocmai dacă trecem în contextul de ce am spus mai devreme, când Domnul a spus să ne rugăm neîncetat, eu cred că a spus de fapt acest lucru și pe considerentul că ucenicii nu au venit la Domnul să spună, Doamne, te rog să ne înveți să predicăm, te rog să ne înveți să vindecăm, te rog să ne înveți să vorbim în limbi, te rog să ne înveți, nu știu ce să mai să facem teologie. A spus, învață-ne să ne rugăm, dar zice, nu știi să vă rugați. Nu, nu știm și am vrea să învățăm rugăciunea aceea practică Și pentru că rugăciunea este putere, este alveră, este o armă, să spunem, cu putere mai mare decât o armă nucleară și este parte din Dumnezeu rugăciunea. Nu știu, dacă mergem la o, un spectacol, o conferință, un teatru, nu e nevoie de rugăciune acolo, dar dacă mergem în biserică sau înaintea lui Dumnezeu, nevoia cea mai mare este de rugăciune și ea aduce răspunsuri neobișnuite rugăciunea. În momentul în care mergem la rugăciune, am putea să simțim cerul mai aproape și chiar îl simțim și implică, ne uzează nervii, implică omul în acțiunea aceasta de a se apropia mai mult de Dumnezeu și Dumnezeu să fie lângă noi. Și în timpul rugăciunii e adevărat, ne vărsăm oful nostru de neputință, de om, și apoi, liniștiți, putem să medităm la ceea ce am spus sau ne, ne vorbește Dumnezeu și. În rugăciune, încă o dată spun, îl auzi pe Dumnezeu vorbind, dar nu îl auzi vorbind turuind repede, cum vorbesc eu câteodată, că mulți oameni spun că vorbesc foarte repede, că fiind prahovan, nu pot să vorbesc mai rar. Dar pe, în rugăciune îl auzi pe Dumnezeu silabisând, adică Dumnezeu vorbește pe înțelesul tuturor și cred că omul are, și nu cred, sigur omul are în vocația lui de a se ruga. Dacă ne uităm în toate religiile lumii, nu contează că sunt creștine sau sau nu sim nevoia de a face niște invocări, niște chemări la adresa divinului. Asta nu înseamnă că noi fiind ființe umane ceea ce m-a indignat un comentator pe site-ul Cireșarilor, am scris un articol de curând despre rugăciune și m-a făcut habornic și că, în fine, sunt o persoană care n-am minte și încerc să manipulez oamenii că trebuie să stea numai în genui, cu capul plăcat sau, în fine, că îi dinping spre sclavie. Nu, deci rugăciunea nu este o sclavie pe care o facem în fața lui Dumnezeu și, așa cum am spus, este comunicarea aceasta ca între soți totuși, dacă ați adus în discuție aspectul acesta al așa zisei sclavii, trebuie să recunoaștem că statutul nostru de ființe create, dependente de un creator, implică cultivarea acestei discipline spirituale. Spune la un moment dat Scriptura cum se uită ochii robului la mâna stăpânului, așa ne uităm noi la tine, Doamne. Deci, la urma urmei, Uh, suntem un fel de robe ai lui Dumnezeu, dar suntem niște ființe create după chipul și asemănarea lui. Suntem... Uh tratați de Dumnezeu diferit decât ar fi tratați niște sclavi. Dar totuși suntem dependenți de Dumnezeu, trebuie să recunoaștem. Da, evident că suntem, dar aici nu este... Și aici înțelegem rațiunea rugăciunii și indispensabilitatea ei. Dar nu este o dependență forțată sau impusă, este o dependență... Nu cred că aș putea să descriu în cuvinte, deși eu anul ăsta un motiv pentru care mă rog este să am cuvintele ca pane a unui scriitor, pentru că în momentul în care vorbești, devii un fel de magnat al cuvintelor. Adică spunea fratele Richard Wumbrand că în limba ebraică, nu există cuvântul cuvânt și există cuvântul lesapers, care înseamnă a da un juvele. Deci când vorbești, să îmbogățești pe cineva. Adică prin cuvintele pe care le aduci să ridici pe aproapele tău calitativ. Și eu pentru chestia asta mă rog de... Adică să am cuvinte cât mai frumoase, cât mai poetice să spunem, care să poată să ridice pe oameni. Și Dumnezeu chiar ne îmbogățește stând, stând de vorbă cu el și meditând. Pentru că e adevărat, cuvintele cuvintele și inspirația de la Dumnezeu vine. Dar ce vreau să spun, nu am cuvinte cum nu are Pavel ca să descrie cerul, cum aș putea să descriu eu robia aceasta pe care noi avem în relația cu Dumnezeu. Adică este o robie plăcută, e ceva acceptabil și aș putea să spun că n aș putea trei altfel. Poate că am putea vorbi de o dependență similară a relației părinte-copil. Da. Un tată se îngrijește de copiii lui să le asigure, să le furnizeze hrană, îmbrăcăminte, educație, etc., protecție. La fel și noi, în relația cu tatăl nostru ceresc, trebuie să admitem că suntem completamente dependenți. Da, sigur. Spunea o, o scriitoare engleză, Miller, do chema și spunea că rugăciunea este ca și cum un copil mic, în momentul în care e foame sau are nevoie de ceva, începe să țipe. Atunci e părinții care iubesc copilul, evident, vin și îl ajută sau în direcția în care copilul solicită ceea ce solicită sau dacă este foame. Acum alții vin și îmi spun mie, domn profesor, sau pastore, dar ce mai e nevoie de rugăciune? Dar nu știi Dumnezeu toate problemele, dar nu știi Dumnezeu de ce am eu nevoie. Și am spus, da, dar în momentul în care tu vii și îi ceri un lucru anume atunci Dumnezeu intervine în direcția aceea. Dumnezeu știe, dar Dumnezeu e un gentleman și nu intră niciodată cu bocancii în viața noastră. Deci nu intră în Sfânta Sfintelor Dumnezeu cu bocancii și spune eu știu problema cu care te confrunți, o am în lista mea, în blog notesul meu, dar aștept ca tu să, să, fiu partener cu tine. Și cred că de aceea noi oamenii trebuie să avem relația aceasta de rugăciune cu Dumnezeu ca să îl implicăm pe Dumnezeu în parteneriat în viața noastră. Dumnezeu ne respectă ca persoane distincte, individuale și cu voință, și de aceea și rugăciunea este o exprimare a propriei voințe pe care o relaționăm cu voința lui Dumnezeu. Dar, dincolo de statutul acesta de ființe create, condiția noastră, umană, actuală, este una căzută. Suntem creați de Dumnezeu, e adevărat, și de aceea avem nevoie de Dumnezeu, dar avem o natură care ne împinge în derivă la ora actuală, de parte de Dumnezeu, ce putem spune? Are rugăciunea ceva de-a face și cu păcatul din noi sau doar cu această realitate că suntem doar ceva mai prejos decât îngerii? Aici eu aș putea să spun că ce legătură ar avea păcatul și rugăciunea? Eu merg pe problema rugăciunea de pocăință adică... Rugăciunea uh, care ne separă exact, de păcat. Exact, care ne separă. Uh, rugăciunea de păcăință este... Eu numai prin rugăciune pot să-mi cer iertare lui Dumnezeu, pentru că nu scriu o scrisoare acum și o pun la poștă în Suceava și e o scrisoare către Dumnezeu să-mi ierte păcate. Normal că trebuie să mă rog. Și uh, asta, apropo, că o să facem, să zic, un pic de mic derapaj, dar ce de o chestie practică. Ceea ce am văzut în biserici, când merg, când predic, fără puțin oameni la urmă, uh, uh, au o rugăciune de pocăință față de mesajul care a fost transmis. Adică oamenii mulțumesc lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim că ai făcut, că ai fost cu noi, că îți cerem putare, dar ceea ce pe mine mă uimește este rugăciunea asta de pocăință. Normal că Dumnezeu ne cunoaște toate lucrurile, dar așteaptă Dumnezeu de la noi ca noi să mărturisim în fața lui păcatul și ceea ce spuneți dumneavoastră, adică întrebarea pe care ați spus-o dumneavoastră aici, dacă are de-a face cu păcatul, da, are de-a face cu a ne mărturisi păcatul în rugăciune lui Dumnezeu. Sau a preveni, pentru că Domnul Iisus a spunea, a vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Să nu cădeți în ispită, exact. Și Dumnezeu știe foarte bine, Duhul Sfânt știe foarte bine de ceea ce este în viitorul nostru, ne previne și normal, că și în discuții și tot în rugăciunea cu Dumnezeu suntem preveniți. Până acum am văzut că rugăciunea reprezintă într-adevăr un imperativ. Lucrul acesta derivă din faptul că Dumnezeu este personal și comunică cu umanitatea, iar în noi există dispoziția aceasta de a avea o relație cu Dumnezeu. Suntem structurați în maniera aceasta, chiar prin creație, dar și faptul că suntem oameni păcătoși presupune o mai mare dependență de Dumnezeu pentru a ne ridica din căderea noastră la nivelul pe care îl pretinde Dumnezeu, nivel de sfințenie și curăție. Dar am vrea să surprindem această indispensabilitate a rugăciunii și în relație cu lumea spirituală m-aș lega mai mult de satan și îngerii căzuți. Nu doar că avem o natură căzută, iată că avem și dușmani. Ori rugăciunea Cred că ține de conștientizarea acestei acțiuni uzurpatoare a lui Satan și cred că lucrul acesta ar trebui să ne oblige mai mult să ne rugăm. Exact, ceea ce nouă ne scapă probabil de multe ori din vedere este că dacă Dumnezeu este peste tot, și diavolul este peste tot. Nu Diavol... în aceeași măsură a da, omniprezenței. Da, nu nu a prezenței, dar diavolul eu anul ăsta când am început la biserică, prima întâlnire, am avut o predică și primul punct a fost și anul acesta am vorbit despre bisericea asediate de acolo din din vremea lui Elisei cu cetatea Samariei și am spus și anul ăsta diavolul va fi prezent în fiecare zi, în fiecare secundă, oriunde vrem merge. Acum, tocmai de aceea este un sistem de alarmă, ar trebui ca noi avem niște senzori și ar trebui ca senzorii ăștia să declanșeze și tot timpul e roșu, e roșu, nu trece strada, atenție, trece trenul sau vine diavolul să Hai să vă folosesc ceva figurativ care nouă ne place românilor, să te ia încoarne, să spunem. Și uh, uh, prin rugăciune, evident că noi ne putem și împotrivi diavolului, îi putem dejuca chiar planurile, gândurile noastre merg la Dumnezeu, dar. Uh, știu, unii din nefericire chiar fac rugăciuni diavolului ca să îi ajute. Și dacă sunt astfel de oameni, noi trebuie să fim în partea cealaltă opusă. Și e adevărat, îmi place ceea ce a spus dumneavoastră, cred că ar trebui să fim mai speriați puțin de. de situația aceasta că diavolul tot timpul e la lucru și ne dejoacă planurile noastre și de aceea este mare nevoie de rugăciune. Păi o și spune Biblia prin gura unui apostol consemnate sunt cuvintele sale vegeați și rugați-vă pentru potrivnicul vostru diavolul răgnește ca un leu este gata să vă înghită deci sunt imperative care chiar ne duc la rugăciune. Același apostol sublinia că este o notă de înțelepciune să veghem în a, a ne ruga. Este interesant că unii consideră rugăciunea o de, de timp, adică o, o lipsă de înțelepciune. Cum adică să stai și să te rogi? Mai ales când auzim despre unii că se roagă foarte mult, cum spunea și dumneavoastră. Pentru unii, nu, dar mai adică citesc o carte, mai bine joc un șah sau nu știu, găsesc o altă activitate de divertisment decât să mă rog. Și interesant este că unii credincioși chiar nu au o altă activitate sinceră față de această practică. Nu sunt suficient de înțelepți ca să-l cităm în oglindă pe Apostolul Petru. Nu pot acum să spun de înțelepciune sau. Da, cred că putem să-l cităm pe Petru, dar aș vrea să spun un lucru care mie îmi place. Nu se poate rugăciune la fără frecvență sau să trăim o viață de creștini fără, fără să avem o astfel de rugăciune. Și apropo că ați spus de faptul că unii cred că este o pierdere de timp. evident că sunt biserici unde se alocă foarte puțin timp rugăciunii. Fie la început, fie la sfârșit, fie nu se pune mare accent pe rugăciune. Alții din potrivă, nu sunt extrema cealaltă că banalizează rugăciunea și apoi au devenit ceva ritualic. Dar ceea ce pe mine m-a uimit în direcția aceasta de pierdere de timp am fost la o conferință, cred că 500 de persoane au fost la conferință, pastori, un american, Jim Bars, pe care l-am citit și am și fi vrut să-l văd. Și înainte, un pastor de la biserica respectivă, evident că nu dau numele și nu, nu ne interesează asta, a spus, haide să ne rugăm să, ru să, ne ridicăm în picioare și cineva să mulțumesc. Vreau să vă spun că trei minute nu s-a rugat nimeni. Eu am vrut să explodez în rugăciune, dar tocmai a început echipa de închinare și nu ne-a mai rugat. Și a fost o conferință de aproximativ două ore pentru familii, în care Jim Bart chiar a spus niște lucruri extraordinare, dar care s-a început fără rugăciune. Pe mine m-a certat cineva, a zis, bine mă, și la masă, zice, te rogi, nu poți să dea... Zice, zice, trebuie la masă să ții prelegerii sau să predici la masă în timpul acesta de rugăciune. Ei, nu se poate o rugăciune pe miut și nici o rugăciune de asta cu un timp destul de mic, pentru că ea nu trebuie să lipsească nici, din nicio lucrare și chiar de la biserică rugăciunea eu am spus că este grapa care fărămițează bulgării și în funcție de cât e de puternică rugăciune, este de puternică și predică. Mi este greu și mie și dumneavoastră și cred că atâtor predicatori din România să merg într-o biserică unde se începe fără o rugăciune sau fără un worship care să miște puțin, haide să zic nu neapărat emoțional, dar să ne mai scoate din starea noastră de uh, amorțeală așa și mi este aproape imposibil să resuscitez în câteva minute, hai să zic pe românește o biserică amorțită, dar în momentul în care este o efervescență a Păi atunci, dacă ne-am ridicat și, și Tatăl nostru, dacă l-am citit, se pocăiește cineva după o de rugăciune. Am putea spune fără să greșim că, de fapt, Sufletul nostru se deschide pentru Dumnezeu, față de Dumnezeu, prin intermediul rugăciunii. Dar am vrut să luăm în calcul, acum, pentru că vorbim despre acest caracter obligatoriu, imperativ al rugăciunii. Sub aspect practic, de ce se privează un anumit creștin atunci când renunță la a se ruga? Este văduvit de anumite lucruri la concret sau o poate duce mult și bine fără să sesizeze lipsuri semnificative în viața lui spirituală? Sau poate nici nu mai simte după ce nu se roagă? Da, cred că rugăciunea este la fel ca și conștiința. De care spunea, conștiința este ca un triunghi în stomac. Și de câte ori greșești, unul dintre colțuri te atinge și te trezește la realitate. Dacă greșești de sute de ori, se învârte, devine un cerc și nu mai simți. Cred că și rugăciunea la fel. Când o practici, te trezește la realitate. Dacă ai ajuns într-o stare de-asta mai <laughs> mai moartă, să spunem, din punct de vedere al timpilor de rugăciune, pe aceea nici nu-ți mai, nu mai dai seama că nu te rogi și crezi. Și se poate că sunt întrebări. Se poate trăi fără rugăciune? Da, se poate, că vedem uh, România și... Nu, acum Fiziologic. nu mă refer la... Fiziologic, da, da, nu mă refer la Europa sau la alții. Da, se poate trăi și fără rugăciune, dar este... Uh, nu este o ceva viu, o conectare vie. Este ca și cum ai trăi cu o mână amorțită sau când ai avea un picior de lemn sau... Uh, Acum, haideți că vreau să vă mai spun apropo ceva, ci e de neiertat să nu ne rugăm. Spunea Leonard Ravenhill, dacă predicile moarte sunt de neiertat, atunci rugăciunile moarte sau sunt și mai rele, sau, adică lipsa astfel de rugăciuni, pentru că cum să miști inima cuiva dacă nu prin rugăciune sau cum să ți se miște inima și noi nu avem niște inimi așa ca o, o sânză sau cum am frate rom, foarte bun prieten cu mine, care spune că unii au o inimă de șuncă, în Prahova șuncă se spune la slănină, și el a venit cu o ilustrație, a spus, domnule, un porc era atât de mare și de gras că a mâncat șobolani șobolanii din el și n-a simțit de șuncă aia gras. Și a zis, cum să fii insensibil să ai o inimă de șuncă? Sau... Și cred că rugăciunea ne face, într-adevăr, să avem inimii de care carne. mișcă de carne și aia și ne dorim. Că vrem să fim luați în serios când, când ne rugăm. La emisiunea în audiență cu Dumnezeu discutăm astăzi cu fratele pastor Nicu Geantă despre indispensabilitatea rugăciunii. Am discutat despre câteva aspecte care ne determină să ne rugăm și deja am început să surprindem consecințele în dreptul acelor persoane care nu practică rugăciunea sau nu o practică la modul consecvent și regulat. Ce ar avea de suferit mai mult? Nivelul de sfințire al celui care nu se roagă sau calitatea în slujire dacă o face aceasta fără rugăciune? Cred că ambele au de suferit. Acum n-aș putea să pun eu un termometru uneia sau alteia, dar este foarte adevărat. În momentul în care cineva se roagă, știi și calitatea lui de slujitor și calitatea lui spirituală. Acum, noi care mai mergem prin biserici și evangelizăm, ne dăm seama de oameni și, sincer, eu cunosc oamenii din momentul în care au deschis gura și s-au rugat, știu, este un om al rugăciunii și atunci și viața lui n-ai cum să fii un om al rugăciunii și să ai o viață alandala sau n-ai cum să fii un om super sfânt și să ai o rugăciune, să spunem, alandala și... Uh, eu vreau să mai spun ceva aici. Pot să spun că lipsa rugăciunii, o putem numi așa că este lipsa acestui apetit spiritual, este o neglijență și o lipsă de viziune. Și trebuie ca să nu scăpăm printre degete adevărul ăsta solemn că rugăciunea într-adevăr te ajută și în calitatea slujirii și chiar și în calitatea de, de sfințenie. Ne lipsesc din Fericire, o mulțime de rugăciuni în bisericile noastre care să ne ajute să ne sfințim mai mult. Adică vreau să spun de rugăciunile astea cu lacrimi. De spunea Ieremia și l am spus aici într-o biserică în Ieremia nouă, Doamne, vrea să am capul plin de apă. Dar cine se mai roagă să vă un cap plin de apă? Adică noi ne rugăm astăzi, Doamne, te rugăm să ne ții sănătos, să nu pățească copiii noștri ceva, să nu știu, să primim ceva material, dar să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să avem un cap plin de apă. Dar de ce Ieremia să ai capul plin de apă? Pentru că, Doamne, dacă îți prezint o listă aici, sunt atât copii în Israel, sunt atât, adică copii în Israel care nu te mai urmează. Sunt atât oameni în vârstă în Israel care aduc jerfă a startei el balilor. Sunt atâtea femei care nu mai respectă bărbații. Sunt atâtea probleme în politica din Israel, a împăraților. Și normal că trebuie să mă rog pentru ei. Și lucrul ăsta mă împinge și în partea cealaltă. Deci noi când ne rugăm ne sfințim noi, dar și cerem ca Dumnezeu să lucreze în așa fel ca și cei de lângă noi, să, să devină slujitori mai buni și chiar să aibă o viață calitativă creștină mai bună. Așadar, o persoană care se roagă, lucrul acesta îl afectează în primul rând pe el, sau, dacă nu se roagă, lucrul acesta îl afectează în mod negativ pe el, dar apar implicații și la nivel comunitar. Atunci când un credincios care este parte a respectivei comunități nu se roagă cum se cuvine. Putem vorbi de câteva repercursiuni resimțite? Da, păi, dacă noi propunem o. Evanghelizare și spunem: am vrea să ne rugăm toți pentru succesul acestei evanghelizări, dacă aș putea să folosesc cuvântul ăsta. Pentru binecuvântare este mai teologic. Dacă nu ne rugăm, cum să avem astfel de succes? Dacă nu ne rugăm înainte, pentru că rugăciunea aceasta ne aduce tot felul de idei. Adică este Dumnezeu ne vorbește și un exemplu elogvent. Toată lumea uimite de ce Spurgeon avea așa mare har în predici și el spune, păi în timp ce predica 30 de inși, se rugau. Adică rugăciunea să vă mai spun încă ceva. Eu nu am chiar așa o biserică foarte uriașă, dar membrii care i-am acolo le-am spus, voi trebuie să vă rugați pentru mine și sunt atâția în țară care se roagă pentru mine pentru că succesul meu depinde de rugăciunile voastre și cred, cred că oamenii mari în spatele fiecărui om mare din țara asta și de unde din creștinism a fost cel puțin o persoană care s-a rugat foarte puternic. Și cred că în spatele oamenilor care sunt oamenii mari, să spunem, pe calea lui Dumnezeu, există și alții care îi influențează chiar pozitiv prin rugăciunile lor. Apostolul Pavel spunea că, în trupul său fizic, prin suferințele pe care le îndura, împlinea ceea ce lipsea suferințelor lui Hristos. Evident, unii vor răstălmăcii această afirmație paulină, dar sensul propriu, real al acestei afirmații era că pentru creștini se cer în durate multe până când aceștia ajung să devină maturi în Hristos. Pentru unii, același apostol este scris resimțea practic durerile nașterilor duhovnicești. Era vorba de o agonie spirituală, de un travaliu sufletesc recurent și rennoit. Lacrimile, rugăciunile, postul erau doar câteva uh, manifestări ale acestor suferințe, pe lângă cele îndurate față de cei din afara bisericii. Întrebarea pe care o am este de ce în zilele noastre uh, creștinismul este luat atât de superficial și de uh, ieftin? Oare nu mai trebuie plătit un preț? al nașterii din nou, al celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Oare nu mai este cazul să avem nopți de rugăciuni? Postmodernismul, tehnologismul actual ne împiedică să mai vedem, să mai resimțim aceste nevoi? Da, cred că trăim într-o societate fast food și chiar și rugăciunile au devenit fast food și chiar și viața creștină vrea să fie fast food. Eu știu că nimic în viață nu se poate obține fără sacrificii, pentru că diferența între creștini și politicieni, deși n-am nimic cu ei, este că noi, ca să putem să ajungem într-un țel să-l atingem, avem sacrificii. Ei cred că dintr-o hârșeală din pix au cumpărat peste noapte și au devenit miliardari. Și cred că așa se dorește. Dar aveți mare dreptate parcă lipsesc nopțile acelea de rugăciune în vremea comunistă frații se întâlneau, veneau de la servicii stăteau până târziu prin biserici, prin case aveau un apetit extraordinar în vremea noastră, poate și tehnologia aceasta modernă ne împiedică să mai avem rugăciunile acelea cu lacrimi. Adică te nu avem niște rugăciuni sau niște predicatori cu lacrimi de ceapă ne ar trebui nou, ci care să aibă lacrimi din inimă, așa cum am spus mai devreme despre Ieremia. Și rugăciunea asta spunea tot toțel, leagă neputința omului de potența lui Dumnezeu sau de puterea lui Dumnezeu și de aceea suntem slabi, este adevărat, pentru că ne rugăm puțin sau neglijăm rugăciunea sau dacă sunt biserici în țara asta care banalizează, să zicem, impactul Duhului Sfânt și pur și simplu l-au lăsat la o extremă aproape nebăgat în seamă, sunt și biserici în țara asta pentru care rugăciunea a rămas nu este ceva elementul foarte al bisericii. Unii se. Acum este realitatea și nu vreau. Acum n-am venit aici ca să fac eu nu știu ce radiografie, să zicem, a negativului din biserici, dar sunt biserici unde se pune mare accent pe fanfară, unde se pune mare accent pe predică, unde se pune mare accent pe nu știu ce să spunem, poate și pe vindecări sau alte lucruri, dar sunt puține biserici care pun un accent uriaș pe rugăciune. Dar rugăciunea, nu aceea ritualică, rugăciunea aceea care în momentul când intri să să, să, să cazi jos, dar nu ca la Torotoblensic să, să, să cazi pe spate, dar rugăciunea aceea care când a venit cineva să spună, da domnule, aici mi-a descoperit Dumnezeu și trecutul și viitorul și n-am -am cum să mai continui așa. Dar asta se cultivă. Deci noi nu ne naștem cum ați spus și la început cu o dorință rugativă și se cultivă. E, nu ne naștem creștini. Și apropo de nașterea, din nou, un prieten de al meu, cel mai bun prieten al meu, să spunem, din predicatori din România, spunea că nu, noi pocăința o creștem și toată lumea știe. Deci creștem în pocăință în fiecare zi. Și nașterea asta, din nou, trebuie să ne determine ca în fiecare zi să ne rugăm ca să creștem că există un declic undeva cândva Dumnezeu te cercetează și uh, toată lumea e entuziasmată, ridică mâinile sus, dar viața creștină nu e numai de seară sau de noapte și așa și cu rugăciunea. Adică suntem influențați, să zicem, acum ne strângem într-o biserică, chiar în poameaza aceasta, ne rugăm, efervescenți, dar nu e suficient, trebuie să continuăm acasă, mâine, poimâine. De aceea vine Domnul și ne spune, apropo de ce am zis aici, Luca 21.36, 36, rugați-vă tot timpul. Și știți cine ne-a spus asta? Hristos am spus odată și cineva m-a criticat, am spus, de-aia a fost cu o tură în plus Domnul față de noi. Pentru că noaptea când toți dormeau, Domnul stătea în rugăciune, deși nu avea nevoie, că era Dumnezeu. Și a spus, a, nu, că zice, de ce aș fi vrut să spun așa ceva eu? Că Dumnezeu, -avea nevoie, adică Hristos, fiind, nu, fiind Dumnezeu nu avea nevoie, adică Isus Hristos poate fiind... vin Dumnezeu, nu avea nevoia pe care noi avem în rugăciune. Dar el a fost un model. Și dacă Domnul Isus Hristos își petrecea nopții întregi în rugăciune și a fost epuizat, aș putea să spun, de rugăciune. Păi cu atât mai mult eu sau dumneavoastră sau alții. Prezența naturii divine în persoana Domnului Isus Hristos nu a eliminat omenescul din persoana lui și natura umană a coexistat cu această natură divină și, prin urmare, rugăciunea a fost la fel de necesară ca și în dreptul oricăruia dintre noi. Dar Aș vrea să luăm în discuție și un posibil impediment care, zic eu, ar putea conduce la inapetență pentru rugăciune, cel puțin la nivel comunitar. Considerați că poate unele servicii dedicate special rugăciunii sunt oarecum plicticoase, monotone, sterile și astfel ele devin un fel de piedică pentru unii credincioși care nu mai au niciun vin încoace pentru această activitate. spune acest ce să mă duc acolo să dorm? Chiar mult spun așa și în special tinerii. Având de-a face cu tinerii, chiar spun lipsim. Da, de, de ce lipsiți de la 9.30 la programul bisericii duminica dimineață? Pentru că zice, este ora de rugăciune și este, este Este ceva stereotip până se roagă nu știu cine. Acum, știți de efervescența aceasta a rugăciunii? Mie îmi place rugăciunea în comun și evident că îmi place și rugăciunea individuală. Dar la rugăciunea în comun, apropo de lucrurile. Concomitent. Da, da, da. În această rugăciune dai posibilitatea absolut tuturor din biserică să se roage. La rugăciunea personală sunt numai anumite persoane care se roagă. Eu nu pot să spun că niciuna nu e greșită, este foarte ok. Dar când cineva are o rugăciune mai monotonă, până se roagă el, deja mintea mea pune în locul lui cuvintele care ar trebui să le spună și, și, nu mintea mea, mintea oricărei persoane, că acum nu vin să spun că aș fi eu, nu știu cine, al rugăciunii, un monument al rugăciunii, da? Dar noi punem în, în mintea noastră anumite cuvinte și dacă persoana respectivă care se roagă spune altceva, atunci ne decepționează pe noi. A devenit e adevărat plictisitor și um, tinerii nu se mai roagă sau nu, numai tinerii probabil și cred că se evită. Uitați-vă numai la aspectul acesta, nu e bisericile. Bisericii Evanghelice din România, pe vremea lui Ceaușescu chiar ne interzicea să mai avem programe joia seara sau marța seara, că vin muncitorii obosiți în fabrici și ne impunea să stăm prin case și ne strângeam cu pernele în geam, rugăciuni, bunicii noștri și părinții noștri, noi pe vremea aceea eram copii, făceau lucrul ăsta. Și acum, când este cea mai mare absență de la programul bisericii. Când este ora de rugăciune joia seara Adică tratăm superficial Dar cred că Dacă ar fi ceva efervescent Și nu o stare de lentoare Să spunem Probabil că ar fi și prezența mult mai mare Și asta trebuie să ne dorim Să eficientizăm cumva rugăciune Dar cum să o eficientizăm? Rugându-ne evident Aș... Uh... Introduce în discuție și un alt aspect pe care l-aș considera ca fiind problematic vis-a-vis -vis de rugăciune și care ar conduce la o neimplicare. Ce spuneți de absența specificității? Sunt rugăciuni în multe biserici, dar am uh, observat că unele sunt extrem de generaliste, adică spun multe și nimic totodată. Se ajunge oare la un soi de ritual lipsit de sens în cele din urmă și evident la abandon? A acestei practici din această motivație? Aș vrea. Mai aici ați avut chiar câteva întrebări, deci o întrebare cu mai multe întrebări. Aș vrea să spun un lucru care eu chiar am scris în direcția asta și care chiar m-a surprins. Și apropo de rugăciunea generalistă, eu am numit-o rugăciunea la angro pentru că primim anumite bilete comunicate. De exemplu, am citit cândva și m-a indignat lucrul ăsta. Niște slujitorii au venit cu niște propuneri și spune rugați-vă pentru lucrătorii din bisericile X, rugați-vă pentru misionarii din comunitatea cutare, rugați-vă pentru tinerii și adolescenții din județul nostru. Nu spun acum județul. Astea sunt câteva motive de rugăciune care pe mine m-am -a, -a și gândit, adică cum poți să faci o rugăciune la anglo? Păi pe pentru cine, dacă nu-i specific? Adică la generalist sau... Ce, să la... ne ce anume să mă rog? Zice, rugați pentru slujitorii uh, din dar care slujitori? Că până la urmă toată biserica e plină de slujitori. Dacă nu știu, te rogi pentru fratele Daniel Grigoriciuc, pentru fratele Nicolae Geantă și atunci știu pentru ce să mă rog. Știți? De asemenea, ceea ce primim prin biserici pe la anvoane generalități, astea care eu am spus odată la o biserică și frații au rămas surprinși și am spus, nu vă citeți bilete, o citiți dumneavoastră, pentru că eu nu mă rog pentru generalități și au rămas uimiți de îndrăzneala mea. Păi primim așa, de exemplu, zice, o soră din Biserică are săptămâna viitoare o situație grea de depășit. Dar care-i sora și care e situația? Un tânăr are nu știu ce problemă, dar poate că ăla se drogează, nu? Sau cine știe, sau poate că. Dugați-vă pentru sora cu tare care mâine are o problemă grea de depășit. Dar ce problemă? Poate să avorteze, să dau acum un exemplu. Mă scuzați că poate am exagerat. Dar pentru ce să mă rog? Și asta mi se par generaliste, știți? De exemplu, încă o rugăciune generalistă am auzit la cineva, zice, Doamne, zice, iartă-mă pentru ceea ce am făptuit cu gândul, cu vorba, cu fapta, la generală. Da, Doamne, iartă-mă că am fumat, că m-am uitat la televizor, la nu știu ce indecent, că nu pot să spun acum eu păcatele pe care le săvârșesc oamenii, că doar nu sunt aici să vin să, să, să pun așa la fiecare lucru ceva anume, dar ne gândim lucrurile astea generaliste și sau cineva zicea, te rugăm să completezi tu ceea ce noi nu am completat în rugăciune, dar cum să completezi Dumnezeu? Eu am spus lucrul ăsta și am vorbit și cu dumneavoastră eu consider rugăciunea lucrarea neterminată a lui Isus Hristos lucrarea de mântuire nu se pune nicio îndoială, deci este 100% perfectă, lucrarea de slujire pe care a făcut-o Domnul a fost încheiată biserica mare să slujească și bisericii i-a rămas să se roage. Și acum motivele astea de rugăciune pe care le-am spus și despre care vorbim, pur și simplu sunt superficiale. Pentru că la Dumnezeu noi când venim în mijlocire sau în cereri, trebuie să spunem lucrurilor pe nume că rugăciunea nu este un raft așa de mărfură-angro, Doamne binecuvântează metrul ăsta aici sau doi metri ceea ce se mai întâmplă și le luăm la general, la bucate-bucate. Și acum haideți, cum să mă rog pentru niște misionari care nu știu cine sunt și ce lucrare au și nu că nu m-aș ruga sau nu-mi doresc să mă rog, dar o să vin după aceea cu, cu concluzia cum să uh, facem toate lucrurile acestea și, sau pentru o persoană care are probleme, că dacă noi ne rugăm pentru el, dar și el trebuie trebuie să mărturisească, să spună păcate. Știți de ce? Că dacă zice rugativă pentru o persoană care a făcut o greșeală și el nu spune păcatul acela, el nu se poate îndrepta. Că eu dacă vin și spun, domne, îmi cer iertare în fața, sau, în fine, normal că Dumnezeu ne iartă, dar am făcut un cutare lucru, am, uite, am zis o chestie, am jignit biserică în timpul predicii, am jignit soția, dacă am spus-o public, păi vă dați seama că după ea toată lumea e cu zoom pe mine și eu pot să mă îndrept. Și concluzia este că la așa rugăciuni, așa răspunsul. Adică la o rugăciune angro va fi răspunsul angro. Și zicem, de ce nu avem răspunsul la, la, rugăciuni? Păi dacă ne-am rugat generalist, dacă ne rugăm plictisitor, și răspunsurile vor fi plictisitoare. Dacă suntem apatici față de rugăciune, măsura este pe echivalente. Și rezultatele modeste este pentru că ne, ne rugăm modest, iar formalismul nu poate fi răsplătit decât cu formalism. Este evident că mulți oameni s-au rugat lui Dumnezeu chiar și înainte de a deveni creștini, dar au făcut-o mai cu seamă după ce au primit mântuirea. Întrebarea mea este, pentru că vorbim despre această rugăciune imperativă, este avantajat un creștin în vederea prestării rugăciunii față de unul care doar solicită sau caută mântuirea? Cu alte cuvinte, deține ceva mult mai mult un creștin încât se poate ruga net superior unui credincios care. Doar tânjește după Dumnezeu? Eu când eram prieten cu soția mea mai înainte să ne căsătorim, ne întâlneam, să zicem, 10 minute și 3 ore mi era gândul la ea și după aia o uitam. După aceea ne întâlneam 3 ore și 7 ore mi-era gândul ăla. Acum, bine, acum sunt la dumneavoastră, nu sunt, dar suntem 24 din 24, tot timpul, știți? Și apropierea aceasta ne-a făcut să ne cunoaștem mai bine și ă, asta înseamnă familie. Cam asta este și cu Dumnezeu. În momentul în care ești un creștin care te rogi decât 3 minute, după aceea uiți. Trebuie să ajungem să ne rugăm mai mult timp ca să fim mai aproape de Dumnezeu. Adică, de aceea ne întoarcem aici la rugăciune. Evident că cei care sunt credincioși aceștia, decât o formă de evlavie care tăgăduiește, să zicem, puterea lui Dumnezeu, și fără rugăciune. Sunt, sunt un fel de cei care au fost la Charlie Hebdo și au mitraliat pe acei caricaturiști Au o religie, există Dumnezeu, da, dar ei nu sunt oameni după inima lui Dumnezeu Și cred că aș putea să spun că cei care trăiesc așa o formă de ritualinz religios Sau care nu se roagă și care nu caută mântuirea și prin rugăciune E o formă în stereotip, așa, ceva care este foarte greu să te rogi. Oamenii merg astăzi să tragă de fiare, fac fitness, liftinguri, citesc cărți în biblioteci, urmăresc filme, documentare, dar când e vorba de rugăciune, cred că cel mai greu în viață este să stai în rugăciune și vedem. Când ne punem la rugăciune, se plictisesc copiii, um cineva este neatent, de multe ori unii adorm. Noi am avut 10 zile la începutul anului de rugăciune, ne-am întâlnit și la biserică, dar și prin case mai multe familii, că fiind o biserică mai mică, ne-am împărțit așa să ne întâlnim și vă spun că anul ăsta, primele 10 seri au fost extraordinare, că în fiecare seară să fie la rugăciune cu diferite subiecte pentru care ne-am rugat și după aceea au câteva seri nu ne-am rugat și i-am spus o ției mele, zic, suni pe toți să vină toți la noi, rudele noastre, cei din apropierea noastră, să mai avem o rugăciune într-o sâmbătă seara. Și n-au putut să vină, știți? Și duminica mi-au zis. A zis, da, domn profesor, că e așa în zic rudele mele, dar care și-am zis, dar n-a simțit nevoia și zice, ba da. După care după 10 până astăzi nu ne-am mai întâlnit în biserică decât miercurea seara la rugăciune și acum nu pot să spun că am fi, am fi fost mai sfinți în alea 10 zile decât în asta, dar contează. Contează pentru că, așa cum spunea prietenul meu care nu vreau acum să-l la dumneavoastră la radio, biserica moare sau trăiește odată cu rugăciunea noastră. Sau cineva spunea că biserica va crește sau va slăbi în funcție de predică. Și eu spun că biserica stă în picioare sau se dărâmă în funcție de rugăciune. Normal că trebuie să stea pe genunchi, dar să fie în genunchi în rugăciune, nu în atât de ce rău. Cred că, de fapt, unii nu ajung să se îndrăgostească de rugăciune, pentru că nu au gustat din dulceața intimității cu Dumnezeu. Au abordat rugăciunea doar într-o manieră din această mecanică ritualistă, și nici n-a adus rugăciunea în dreptul lor un anumit efect pe care să-l resimtă. Și atunci de aceea abordează rugăciunea în termeni aceștia foarte distanță, reci, indiferență. Da, cred că, deci ca să fii fierbinte în rugăciune, trebuie să treci prin focul acela care să te încălzească. Vine la Papias într-o zi niște ucenici și l-au întrebat, Papias fiind ucenicul lui Ioan care a scris Apocalipsa și al Apostolului Iubirii. Și-a spus, Papias, spune-ne, există sintagma asta Hristos în noi și noi în Hristos. Cum ne pot face să înțelegem? Atunci Papias a luat un ciocan la băgat în foc. S-a înroșit ciocanul și când a scos ciocanul din foc, zice, îl vedeți? Atâta, zice, focul este în ciocan și ciocanul a fost în foc. Atâta vreme cât ciocanul a fost în foc, s-a înroșit și a zice, acum focul este în el. Și cred că asta este și cu rugăciune. Adică, stând în rugăciune, da, stând în focul lui Dumnezeu, va fi focul lui Dumnezeu peste tine. Vreau să vă spun chestia asta acum spre încheiere. În anul 2000 am fost invitat într-o biserică în Spania, la Valencia și frații au spus mergem mâine seară la LC la o noapte de rugăciune prelungită. Am fost în seara aceea la LC de la 9 până la 3 dimineața a ținut programul de rugăciune. Am fost mai mulți slujitori din România, dar ceea ce pe mine m-a impresionat a fost că în urma unei rugăciuni care a ținut 60 de minute, 25 de tineri, că i-am numărat, 25 de tineri au venit din biserică, erau vreo 400 în biserică, s-au prăbușit în fața anvonului pe gresie, au plâns 60 de minute în rugăciune, eu în viața mea nu m-am rugat și n-am uh, plâns la rugăciune, ca în sarea erau transpirați toți. S-a coborât focul lui Dumnezeu peste ei cineva, unul dintre băieți, chiar îl cunosc, că acum slujește prin România, face misiune prin Oltenia și nu numai, un drogat care a fost schimbat radical în urma rugăciunii. Eu în momentul ăla când am plecat acasă atunci din Spania, am spus, Doamne, dacă rugăciunea este ceea ce eu am văzut în Spania, în biserica asta, păi până acum noi nu suntem biserică. Și trebuie să facem. Și am încercat la început, a fost mai greu, dar oamenii n-au cum. Deci dacă ții ritmul, tot, cineva îmi spunea chiar astăzi, venind cu dânsul la dumneavoastră, îmi spunea, sunt curios cât poți să duci ritmul. Păi îl duci ritmul atâta vreme cât ești în foc. Și de aia Dumnezeu să ne ajute să stăm mai mult în foc, în rugăciunea aceasta de foc, ca să fim oameni de foc. N-am putea să fim oameni de foc fără să stăm în foc. Și chiar îmi pare rău că îmi doresc din inimă să găsesc și sunt oameni, numai că sunt răsfirații, oamenii puternici ai rugăciunii, niște David Brainerd, care spunea un indian, zice, ne-am dus într-o dimineață să-l ucidem pe David Brainerd, că nu ne plăcea că ne convertea indienii la creștinism și am stat pitit după niște tufe cu sulițele, cu arcurile și ceea ce am rămas uimit zice că la patul dimineață David Brainerd era în rugăciune. În timp ce se ruga, a venit un șarpe uriaș care i s-a încolăcit după gât și noi i am spus așa trebuie păgânule sau albule, zice providența, zeii, zice nu te iartă. Deci știți ce a rămas uimit? Că s-a încolăcit după el, după care șarpele, zice, a plăcat și n-a avut nimic. Când s-a ridicat de la rugăciune, ne-am dus toți la David Bionet și a spus, până aici a fost calea indienilor, de acum acolo este calea lui Hristos. Am lăsat armele jos. Adică, vedeți, dumneavoastră, rugăciunea asta ne face și imuni, să spunem, la toate săgețile diavolului. Și au nevoie bisericile, pentru că durerea se învață, să zicem, în urma lipsei de rugăciune. Și atunci când ne doare, când simțim, ne vom ruga. Sunt poate multe lucruri pe care puteam să le spunem despre rugăciune. Da, este sunt, neterminată lucrarea. Sunt multe aspecte care da, ar și merita discutat. Aș vrea un, Vară, un ok. minut Nu mai vreau să vă spun o experiență apropo de rugăciune. Acum un an, fica mea cea mare trebuia să dea examen la școala de șoferi. A picat primul examen și al doilea a picat să dea iarnă. Chiar am nins în noaptea. Am plecat dimineața, ea este o fată foarte emotivă. E un copil extraordinar de bun, dar foarte emotiv. Și uh, ne-am dus cu soția mea, cu fata mea cea mică și am lăsat-o undeva la ora 8 dimineața. Am lăsat-o undeva unde erau foarte mulți elevi de la școală de șofer și eu am intrat în liceu. Am urmărit-o de pe scările liceului, a plecat cu inima tristă. Atât s-a temut. Atât era teamă că... Uh, Că nu o să reușească, știți? Și am, asta vreau să vă spun. Am urcat pe, hall, pe scările holului și din pe, pe, scările liceului și când am ajuns pe hol, am avut pe inimă lucrul ăsta să trimet un SMS. M-am simțit neputincios că eu pot să mă rog singur pentru ea. Și atunci am deschis telefonul și vă spun sincer, am, am două telefoane și într-un telefon cred că am peste 800 de numere. Și majoritatea sunt depocăiți Că am și colegi de-ai Sau alți oameni cu care vorbesc Dar majoritatea sunt pocăiți Și acum vreau să vă spun chestia asta M-am uitat în telefon, am scris mesajul Rugați-vă și am spus ce Și m-am uitat de la A până la Z Și uitându-mă în telefon Am văzut pentru prima dată În viața mea cam Să zicem 500 Ai, nu 500, cred că 700 de prieteni pocăiți și nu aveam încredere că se roagă. Adică m-am uitat și am spus cu tare: Ăsta nu se roagă, cu tare, Ăsta nu e trezit la ora asta, cu tare, Ăsta o să mă subestimeze, cu tare. Și oameni care sunt în bisericile evanghelice. M-am dus în clasă și când am dus în clasă erau copii în clasă și am zis vreau să vă pun o întrebare. Aveți oameni care să se roage pentru voi? S-a rugat pentru voi cineva în dimineața asta. Nimeni. S-a rugat pentru voi cineva. Să zicem pe anul ăsta. Nimeni. Voi v-ați rugat, este începutul anului. Era în februarie atunci. Voi v-ați rugat nimeni. Dacă voi aveți o problemă, cine se roagă pentru voi? nimeni, într-o clasă de 27 de elevi. Atunci am experimentat chestia asta și am spus că există o mare binecuvântare să ai oameni care se roagă pentru tine sau să ai oameni care să roagă împreună cu tine. Și cred că asta, cei care ne ascultă acum ar putea să facă o probă să se uită în telefoanele lor și să spună, domne, am o problemă urgentă de rugăciune cui trimet acest SMS pentru tine, cine să roagă. Și dân <gânt> și să, să, să tragă concluzie. Acum îi mulțumim Domnului că spune că Duhul Sfânt face rugăciuni cu suspine da deci suspină când se roagă pentru noi și mai mulțumesc ceva Domnului Iisus. Nu și-a terminat, deși eu am spus că e lucrarea neterminată, încă se mai roagă Domnul Iisus în cerul pentru noi și spune Tată, mai arte și pe Nicugeantă, mai arte și pe Daniel Grigoriciu, mai arte și pe președintele Iohannis, să zicem, sau pe, pe Teoctis sau pe Papa de la Roma. Și vedeți dumneavoastră rugăciunea asta, care este comuniunea cu Dumnezeu și discuția cu el. Avem uh, un Dumnezeu atât de mare cât ne rugăm. Mulțumim, frate pastor Nicu Geantă, pentru prezența la această emisiune. Mulțumim pentru gândurile, experiențele împărtășite. Ne dorim din toată inima ca să fie de un maxim folos pentru dumneavoastră, stimați ascultători. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Sunt Daniel Grigoriciuc. Și cu ajutorul Dumnezeu vă dau o nouă întâlnire pe săptămâna viitoare cu emisiunea În audiență la Dumnezeu. Până atunci, rugați-vă neîncetat. Fiți binecuvântați! În audiență la Dumnezeu!